cineva vrea să preia conducerea partidului, vrea să vă înlături pe dumneavoastră, zvonuri. Dar noi vrem să ne spuneți dumneavoastră. Ați pus ochii cu vreo cineva da. De acolo care vă da. Place și care da. Vă vedeți? Dar spuneți-ne și noi. Acei care vrea să conducă cu partidul s-au dus în organizația MUMU, asta, a lui Țurcan, care se numește MUMU, partidul ăsta lor. Moldova Unită, de două ori, dacă spui, MUMU. Dar noi avem candidați la toate posturile și de conducere a țării și a partidului, numai decât. Vedeți, cu Stepaniuc s-a permis straniu problema. Când la 15 martie 2008 a avut loc congresul ordinar al partidului, eu în cuvântul meu de încheiere, la încheierea congresului, după ce am fost ales din nou președinte al partidului, am declarat că viitorul președinte al partidului o să fie cel puțin cu 40 de ani mai tânăr decât actualul președinte al partidului. Deci, domnul Stepaniuc a luat creionul și repede a calculat. Cum la dânsul se primește arifmetica? Și-a ieșit la aceea concluzie că el nu mai numerește. Și-aș trebui să-și caut MUMU la ce ne duc. Eu vă mulțumesc, fetelor. Dar măcar ați ieșit nou, așa, aproximativ. Ce să spun? Bărbat, femeie, bărbat, înalt, frumos. Bărbat înalt, foarte simpatic, foarte energic. Foarte înalt? Unul înalt? Nu, așa de, așa de înalt nu trebuie, pentru că ăștia au probleme. Ceva, că spre dezvoltați acolo și nu s-a reușit să scoacă la timp când crește prerea pe ceva. Nu, Voronin, nu-i Tkaciuc. Nu-i Tkaciuc, Marc. Nu, noi suntem în Republica Moldova. Activăm în Republica Moldova. Și partidul nostru, toată Republica Moldova, activează, necătând la toate capacitățile lor. Marc, nici într-un caz nu o să putem să-l promova. Eu cred că acestea sunt tălmăcirile domnului președinte, acum post-factum, e o situație rușinoasă deoarece din Partidul Comuniștilor pleacă foarte multă lume. Vreau să vă informez că numai într-o lună de zile, în luna ianuarie, au plecat aproape 3.000 de persoane, 2.000 aproximativ 800 de persoane au plecat, ei au venit în mare parte la Moldova Unită și desigur este un moment dramatic pentru acest partid și acum insinuările diferite. Nu am pretins niciodată să fiu președintele Partidului Comuniștilor și colegii mei, foștii colegi din Partidul Comuniștilor știu acest lucru. Ne-am despărțit de echipa Partidului Comuniștilor în anul 2009, când noi am văzut deci, fața morală, în primul rând, a conducerii deci, partidului.